Asta. Sigur, din imaginația... Prea bogată. Da, de mic mi-am dezvoltat imaginația, neavând alte lucruri. Tu ce ai vrut să fii de mică? Am mai spus, de mică, nu mi-aduc aminte exact, dar tu știi că atunci se vânturau câteva meserii și cum... Pompier? În familia mea, nu, nici gând, în familia mea erau mulți medici, asta era prima opțiune. Dar cum nu eram atât de bună la fizică sau la chimie, m-am dus în altă zonă. Am vrut să fiu traducătoare de limbă franceză și am și dat la filologie, dar viața m-a dus din prima secundă, imediat după admitere, înspre jurnalism. Și de atunci am și lucrat, de la 18 ani. Așa cum noi ne-am întâlnit la 20 după o perioadă. Nu știu de ce, când mă uit la tine și mi-aduc aminte de o fetiță, mă eram în vizită la niște... Și era o fetiță așa, ca Shirley Temple, știi, cârliotată, mică, drăguță, și am întrebat, zic, tu ce vrei să fii când o să fii mare? Prințesă. Nu am vrut prințesă, pentru că eram foarte băiețoasă când eram. Dar lumea are impresia despre tine că ești foarte fragilă, foarte de... Adică da. Așa... Trece. Tu mă știi mai bine decât... Da. Asta este uluitor. Fragilitatea este în interior, dar nu este... Închipuie lumea. Da, da. Avem fragilitate, avem un suflet nobil, dar ești și okay? Putere, ești și puternică. Ești echilibrată, ești liniștită, ești împăcată? Ești plină de speranță? Sunt, da. Să știi că nu prea... Da, mă gândesc la mine, dar cred că mă gândesc mult mai mult la cei din jurul meu. Și nu spun apărat, bineînțeles, că la cei din jurul meu, la copii, la soțul meu, la mama mea, la bunica mea, dar mă gândesc la prieteni apropiați, la cunoștințe, la oamenii care îmi sunt pe aproape, știi, mă gândesc mai mult decât, de multe ori decât la mine. Dar nu e o problemă, adică mă simt foarte bine cu gândurile astea. Și tu ce faci primul lucru când te trezești? Eu ce fac primul lucru? Uite, bineînțeles că beau cafeaua, primul lucru, adică... primul lucru pe care îl fac, nu beau cafeaua, primul lucru mă duc să-l trezesc pe Petru. Pentru că trebuie, când zilele normale... Băiatul. Băiatul care are 16 ani, pentru că trebuie să plece la școală și este în stare... Trebuie să plece la școală. Acum nu mai trebuie, că face online, dar tot trebuie să se înregistreze ca să intre online și să... Așa, deci grija mea este în primul rând să-l trezesc pe el. Și să-i pregătesc micul dejun. Asta la ca ce unui prinț. La ce oră e asta? Micul dejun trebuie să arate perfect. Da? Deci, practic, soția pe care o va avea, iubita pe care o va avea, trebuie să se ridice la înălțimea acelui adică mic dejun. Adică te referi la, cum zic ăștia, plating? Da. Adică absolut, absolut. Azi dimineață, de exemplu, i-am dat căpșuni cu așa, i-am avut, pentru ce am în frigider, nu trebuie neapărat să fie. Și le așez tu, așa? Da, îi așez și le duc și ele foarte... Unde îi le duci? Îi le duc la el în cameră. Nu vine la bucătărie? Vine și la bucătărie, dar când se grăbește și când este școală online, știi, și trebuie să facă mai multe lucruri. Se grăbește lucruri, în altă cameră. Se grăbește, nu. Se grăbește să spele pe dinți, să-și facă repede un duș, așa, și atunci îi le duc ca să fie... Ce tare, ce frumos. Da. Și fata e tot așa? Era tot așa? Și ei aranjai sau ea era... Nu, Eva, mama, Eva este mama, mai... aranjez singură. Da, Eva nu are nevoie să-și... Nu, ea și ea singură mănâncă când vrea ea, dacă vrea ea, cum vrea ea. Așa este ea. Și atât. Da. Dar ți-e bine așa că ea este așa? Da, absolut. Bineînțeles că eu mă ofer, absolut, să-i spun sau îi recomand ce este în frigider și bineînțeles că în momentele în care este în vacanțe și Eva și stă acasă, vrea să fie răsfățată sau să le fac nu știu ce fel de mâncare,